Nu știu despre voi, dar eu mă bucur că e duminică. Vă bucurați? Vă bucurați? Dar de fiecare dată când e duminică, e această bucurie a bisericii. E ziua în care biserica primară și noi, de atunci, de 2000 de ani, ne adunăm în prezența lui Dumnezeu. Și împreună cu noi, nu doar cei care suntem aici fizic, ci și cei care ne urmăriți online, acolo de unde o faceți, știu că sunteți mulți care vă închinați împreună cu noi, care vă hrăniți cu mesajele pe care le aducem aici, să vă binecuvânteze Domnul. Amin. Știu că și în sală sunt oameni noi, împreună cu noi, din alte județe, din Maramureș, din Cluj, din alte locuri. Oamenii noștri ne spun să uite la plăcuțele de înmatriculare și ne trimit informații. Vrem să vă salutăm în această dimineață. Dumnezeu să vă binecuvânteze, sperăm să vă simțiți bine în mijlocul nostru, să vă bucurați împreună cu noi. Salut și eu familiile celor doi, familiile venite de mai departe, a lui Robert, a lui Andreea. Dumnezeu să binecuvânteze pe Miruna în ziua aceasta și peste tot să fie binecuvântarea lui Dumnezeu. Amin. Bun. Avem multe lucruri de învățat și astăzi. Am venit pregătit cu multe lucruri să vă spun. Dacă ești pentru prima dată cu noi, poate în dimineața aceasta, aș vrea să spun că în fiecare duminică dimineața, obiceiul nostru este să avem câteva mesaje de învățătură. Noi credem în învățătură, credem în predicarea Cuvântului lui Dumnezeu și de la începutul anului, deci nu de puțină vreme, de la începutul anului avem o serie de mesaje pe marile doctrine ale Bibliei și suntem astăzi la doctrina despre biserică. Am văzut despre Dumnezeu, am văzut despre îngeri, am văzut despre oameni, despre salvare, am văzut despre ce este biserica și mai avem un mesaj sau, nu știu, poate două mesaje, vom vedea despre biserică. Și în această dimineață continuăm această călătorie noastră printre versetele astea care ne vorbesc despre biserică. Ama dacă cumva doresc să afli mai multe, vreau să spun ceva. Vestea bună este că nu trebuie să asculți toate predicile din nou, deși nu ți-ar strica asta, dar avem pe aplicația bisericii, pe care o poți obține prin scanarea codului QR, toate schițele mesajelor noastre le poți revedea ca să ai o idee despre ce s-a întâmplat, ca să poți reveni din urmă. Și astăzi continuăm să vedem despre biserică. Am văzut data trecută, permiteți-mi să vă reamintesc ce este biserica. Am văzut ce nu este biserica. Am văzut că biserica nu este o clădire. Am văzut că biserica nu este un cult. Am văzut că biserica nu este o instituție. Am văzut data trecută că biserica e comunitatea celor chemați de Dumnezeu la mântuire. Ea este, dacă vreți, o imagine biblică, mireasa lui Hristos. Biserica sunt acei oameni care îl iubesc pe Hristos, care au relații cu Hristos, care îl așteaptă pe Hristos. Asta e biserica. Și tot data trecută am văzut că noi, biserica locală, suntem o mică parte din biserica universală. Suntem partea văzută a unei mari biserici care nu-i văzută. Noi suntem, ziceam data trecută, vârful icebergului. Știu că a fost multe informații data trecută, dar v-ați odihnit. Și iată, duminica asta merge mai departe, înaintăm și mai adăugăm la informația asta. Și dacă am văzut data trecută ce este biserica, aș vrea astăzi să vedem ce face biserica. Să vedem care sunt caracteristicile bisericii, cum este biserica și ce face biserica. Și fiind o predică topică, nu vom porni de la un text anume, ci mai degrabă vom privi la mai multe texte de-a lungul acestui mesaj, încercând să răspundem la această întrebare, ce face biserica? Vedeți dumneavoastră, predica aceasta are ca punct de plecare ideea că doar pentru că un grup de oameni se întâlnesc împreună, nu înseamnă că ei formează o biserică. Doar pentru că niște oameni se adună în același loc, în același timp, fac anumite lucruri, nu înseamnă că ei formează o biserică. Există, conform Noului Testament, câteva caracteristici ale unei biserici. Și Cuvântul lui Dumnezeu ne spune cum arată biserica lui Dumnezeu. Ne spune, dacă vreți, vom vedea patru caracteristici ale bisericii lui Dumnezeu, patru răspunsuri la întrebarea
ce este biserica. Și vreau să vedem în această dimineață patru lucruri. Aveți acolo punctele și subpunctele, deci să aveți așa entuziasm. Biserica se închină lui Dumnezeu. Asta vom vedea în dimineața asta. Asta face biserica. Și vom vedea că închinare este acel moment în care oferim lui Dumnezeu. Dar e acel moment și acea modalitate prin care și primim de la Dumnezeu în timpul închinării. Vom vedea în această dimineață că biserica învață despre Dumnezeu și aș vrea să privim un pic apoi la punctul 2, de ce este neglijată învățătura și de ce este importantă învățătura și de ce noi aici, la Biserica Lumina, credem în învățătură. Vom vedea în al treilea rând că biserica e acel grup de credincioși care au părtășie cu alți credincioși. Și să vedem ce înseamnă părtășia și să vedem cum putem pierde părtășia. Și de asemenea vreau să vedem în dimineața aceasta că biserica slujește. Ea slujește oamenilor. Și am spus oamenilor deoarece ea nu slujește doar altor credincioși, ea slujește și lumii. Biserica slujește. Deci ce este biserica? Biserica este acel grup de credincioși care se închină lui Dumnezeu, care învață despre Dumnezeu, care au părtășie cu alți credincioși și care slujesc oamenilor. Asta e definiția bisericii. O biserică locală e acel grup de oameni credincioși în care se regăsesc aceste caracteristici. Nu orice grup de oameni, nu orice fel de strângere, nu orice fel de adunare, nu orice fel de oameni care se adună la oaltă în același loc și fac anumite lucruri, ci Biblia ne învață cum arată biserica lui Dumnezeu. Dar de ce e important să știm asta? De ce e important să știu cum arată o biserică? Vreau să vă prezint două motive. Unu, trebuie să alegem o biserică. Da, facem parte din Biserica Universală a lui Dumnezeu, dar Biserica Universală a lui Dumnezeu este împărțită în biserici locale, mai mari, mai mici, diferite între ele și trebuie să alegem o biserică, trebuie să aparții de o biserică. Vă spuneam data trecută că nu poți să-L vrei pe Hristos și să nu vrei biserica, trebuie să-ți găsești o familie, trebuie să găsești o comunitate, trebuie să găsești un grup de care să te lipești, trebuie ca să îți găsești o biserică locală și atunci când alegi o biserică locală, nu fă lucrul acesta. Alegerea aceasta într-un mod superficial. Nu alege care biserică e mai aproape de casa ta. Alege biserica care e mai aproape de ce ne învață cuvântul lui Dumnezeu. Alege biserica care e mai aproape de modelul biblic. Mi se pare că uneori ne gândim așa de mult, măi, ce parchet îmi pun în casă, ce gresie îmi pun în casă. Mi-a zicea unul frate, zice, un an întreg, zice, am studiat piața, am văzut. Mă, și când e vorba de biserică, nu e o decizie superficială, nu e un lucru ușor de decis, este ceva important. De aceea trebuie să știi, bun, cum arată biserica. Dar mai mult vreau să spun că modelul biblic nu ține atât de mult de formă, cât ține de ce face biserica. De ce e important să știu ce face biserica, deoarece forma se schimbă, dar ce face biserica nu se schimbă niciodată. Vedeți, există în biserică lucruri care se pot schimba, lucruri care se pot negocia în funcție de context, cultură, de nevoie, de posibilități. Dar există în biserică lucruri care nu se schimbă. Iată-le acolo. Astea niciodată nu se schimbă. Biserica întotdeauna trebuie să se închine lui Dumnezeu. Biserica întotdeauna trebuie să învețe despre Dumnezeu. Biserica întotdeauna trebuie să caute părtășia cu alți credincioși. Biserica întotdeauna trebuie ca să slujească oamenilor. Forma se schimbă, dar ce face biserica nu se schimbă niciodată. Acum, vezi, noi când ne gândim la biserica locală, există lucruri în care semănăm cu ea, există lucruri în care nu semănăm cu ea. Pot să vă spun în ce nu semănăm cu ea? De exemplu, biserica primară se aduna în case. De ce se adunau în case? Deoarece era persecuție. De ce se adunau în case? Deoarece erau grupuri mai micuțe uneori. De ce se adunau în case? Pentru că nu aveau clădiri consacrate. Ei, ne mai adunăm noi astăzi în case? Nu. E o greșeală că nu ne adunăm în case? Nu. Dar contextul lor în biserica primară, forma aceasta a fost potrivită pentru ei atunci, a fost necesară pentru ei atunci. A mai putea noi astăzi să ne adunăm în case? Ar fi dificil, cel puțin o biserică mare ca și a noastră, în această dimineață, pentru cei care ne urmăriți online, suntem aici undeva, nu știu, aproximativ 800 de oameni, 800 și ceva, nu știu, cam atâtea scaune avem acum, în momentele astea, am putea noi să ne adunăm în casă? Nu știu, dacă aveți vreunul, un living așa de mare încât să ne
lăsați pe toți. Dar vedeți voi, forma se schimbă. Dar ce face biserica? Nu. Fie că ne adunăm într-o clădire, fie că ne adunăm într-o casă, biserica mereu se va închina lui Dumnezeu, mereu va învăța despre Dumnezeu, ea mereu va avea părtășie cu alți credincioși, ea mereu va sluji. Forma se schimbă, dar ce face biserica? Nu. Biserica se aduna zilnic. Biserica lua cina, biserica primară lua cina mai des decât noi. Biserica primară locuia în comun la un moment dat, deoarece erau unii în nevoie. Mai facem noi aceste lucruri? Le facem, dar nu le facem cum făceau ei. De ce? Deoarece au fost într-un alt context, au fost alte nevoi, au fost alte situații. Vedeți voi, forma se schimbă. Ce face biserica nu se schimbă niciodată. Și cele mai multe discuții, știți despre ce? Despre formă. Discutăm despre biserică, despre formă. Când spui cumva că prin harul Dumnezeu am deschis aici o biserică în orașul Oradea, oamenii de obicei întreabă în legătură cu forma. Ei și zice, aveți amvon? Avem. Cum e? Zic că e de asta care apare pe scenă în timp ce urc și eu pe scenă. Dar întreabă-mă, nu dacă am amvon, întreabă-mă ce învăț de acolo. Întreabă-mă ce spun. Întreabă-mă ce le predic. Întreabă-mă ce credem. Câte ore aveți? 2 ore? 3 ore? 5 ore? Oră jumate? E mare? E mică? Stați în picioare? Stați jos? Nu mă întreba asta. Întreabă-mă dacă ne închinăm. Forma se schimbă. Ce facem? Nu se schimbă. Întreabă-mă dacă oamenii ăștia au părtășie unii cu alții. Dăm câteodată atât de multă atenție formelor, forma se schimbă. Întreabă-mă dacă biserica slujești, întreabă-mă cum slujești, întreabă-mă cum vedem slujirea. Formele se schimbă, ce facem nu se schimbă, nu se negociază. Nu ne-a învățat asta pandemia? Că formele se schimbă? Că uneori ne putem aduna 500, alteori numai 5? Nu ne-a învățat pandemia că forma nu poate rămâne mereu aceeași? Nu ne-a învățat pandemia să nu fim dependenți de clădiri, de forme, de program, de oră, de anumite lucruri de care acum dăm atât de multă atenție? Nu ne-a... Credeți că biserica din Ucraina astăzi se adună ca înainte de război? Vă spun că nu. Credeți că biserica din Israel se mai adună acum cum se aduna înainte de conflictul ăsta? Vă spun că nu. Credeți că oamenii din Coreea de Nord, unde e persecutată biserica, se adună în aceeași formă ca și noi? Nu. De ce? Forma nu este atât de importantă pe cât este ce face biserica. Ce face biserica? Biserica se închină lui Dumnezeu. Biserica învață despre Dumnezeu. Biserica are părtășie cu alți credincioși. Biserica slujește oamenilor. Asta face biserica. Asta definește o biserică. Așa recunoști o biserică. Așa alegi o biserică. Bun, hai să ajungem la primul punct, să nu mă lungesc cu introducerea. Biserica se închină lui Dumnezeu. Ce face biserica? Cum este biserica? Biserica se închină lui Dumnezeu. Când auzim cuvântul închinare, noi ne gândim direct la muzică, dar închinare este mai mult decât muzică. Da, muzica e o formă de închinare, dar muzica nu definește închinare. Cuvântul muzică nu epuizează conceptul închinării. De fapt, închinarea nici măcar n-are legătură cu ce se vede și cu ce se aude. Închinarea este mai mult decât atât. Dar ce este închinarea? Ce spunem când spunem că biserica se închină? Odată aș vrea să vă spun că închinarea este acel moment în care oferim lui Dumnezeu. Închinarea e acel moment în care ochii bisericii, privirea bisericii privește la Dumnezeu. La închinare în centru este persoana lui Dumnezeu. La închinare în centru nu sunt eu, la închinare în centru nu ești tu, la închinare nu este nici măcar în centru muzica sau o metodă. Când vorbim despre închinare, vorbim despre Dumnezeu, deoarece închinare este atitudinea inimii mele, e atitudinea inimii tale, este atitudinea ființelor noastre în fața lui Dumnezeu, este răspuns nostru la Dumnezeu, la dragostea lui Dumnezeu, la bunătatea lui Dumnezeu, la harul lui Dumnezeu. Este reacția mea atunci când aflu cine este Dumnezeu, când aflu cum este Dumnezeu, când aflu ce a făcut Dumnezeu pentru mine și când aflu că acest Dumnezeu este prezent aici. Asta este închinarea, dincolo de ce se vede, dincolo de ce se aude. Închinarea are legătură cu atitudinea inimii mele. Și haideți să vedem asta în Biblie.
1 Corinteni 14, 24 și 25 spune: dar dacă intră vreun necredincios, și acolo e prezent Dumnezeu și acolo e o biserică autentică, spune Apostolul Pavel, tainele inimii lui sunt cum? Sunt descoperite, așa că va cădea cu fața la pământ, se va închina lui Dumnezeu și va mărturisi că într-adevăr Dumnezeu este în mijlocul vostru. Observați acest cuvânt, se va închina. Știți literalmente care este acest cuvânt din limba greacă? Înseamnă a se proșterne. A te închina înseamnă a te pleca la pământ, a te pune în fața lui Dumnezeu, a te închina înaintea lui Dumnezeu. Era un gest fizic, omul se pleca în fața unui împărat sau în fața unui rege. La fel zice Biblia, când intră un necredincios și vede că e Dumnezeu acolo, el se va închina acolo. De ce? Pentru că știe că Dumnezeu este acolo. Înainte ca trupul lui să atingă podeaua, inima lui se smerește, inima lui se pleacă, inima lui se închină lui Dumnezeu. Observați că închinarea are legătură cu ce? Cu inima mea, cu partea care nu se vede, cu ce nu se poate percepe la prima vedere. Observați cine se închină aici, este un pasaj unic pasajul ăsta. Știți de ce? Pentru că face legătura între închinare și un necredincios. Cine se închină? Necredinciosul care află că Dumnezeu e acolo. Acum eu vă întreb, cu atât mai mult, dacă el care află că Dumnezeu e acolo se închină, Noi care deja știm că Dumnezeu e aici, nu trebuie să ne închinăm? Noi care deja știm că Dumnezeu e aici, nu trebuie ca să venim cu inimile noastre, cu ființele noastre în fața lui Dumnezeu? Ba da, biserică, cu atât mai mult noi. De ce? Că noi știm că Dumnezeu este aici. Noi am venit în acest loc ca să venim cu închinare înainte lui Dumnezeu. Ce este închinare? Este atitudinea inimii mele, a ființei mele în fața lui Dumnezeu. Și închinare ne reamintește că biserica există în primul rând pentru Dumnezeu. Nu-i despre oameni, nu-i despre tine, nu-i despre mine, nu-i despre cultura noastră, e despre Dumnezeu, e pentru Dumnezeu. Primul scop al bisericii, închinarea, arată că de fapt e pentru Dumnezeu, pentru bucuria lui Dumnezeu, pentru plăcerea lui Dumnezeu. Ce? De ce? Dumnezeu este vrednic. Deci cuvântul ăsta pe care îl rostogolim așa în limba română, worship, are la bază cuvântul worth, care înseamnă vrednic, care înseamnă valoare. Ce înseamnă închinare? Închinare e acel moment în care spui, Doamne, Tu ești vrednic. De ce cântăm? Pentru că e vrednic de cântările noastre. De ce ne rugăm? Pentru că e vrednic de rugăciunile noastre. De ce îi dăm banii noștri? Pentru că e vrednic de banii noștri. De ce îi dăm timpul nostru? Pentru că e vrednic de timpul nostru. De ce ne obosim? Pentru că e vrednic de oboseala noastră. Ce este închinare? Este acel moment în care vin în fața lui Dumnezeu și zic, Doamne, sunt aici pentru că Tu ești vrednic. Dar dacă tu nu ești prezent, dar dacă tu nu te rogi, dar dacă tu nu cânți, dar dacă tu nu dăruiești, oare ce spune asta despre părerea ta în legătură cu Dumnezeu? Închinarea nu are legătură cu noi, închinarea nu are legătură cu ce vedeți aici în primul rând, are legătură cu atitudinea inimii tale. Și vreau să spun, închinarea de fapt, fiind pentru Dumnezeu, este neînțeleasă de lume. Lumea nu înțelege închinarea. Știți cum vede lumea închinarea? Biserici? Că o risipă de timp. Puneți-vă în locul cuiva care poate, nu știu, chiar în dimineața asta este aici cu noi, poate pentru prima dată într-o biserică evanghelică, când intră cineva prima dată într-o biserică și vede ce se întâmplă aici, se pare efectiv o risipă de timp. Credeți-mă că am vorbit cu unii oameni care frecventau unele biserici și spune, măi, nu înțeleg, am mers la biserică, zice, rugăciune, cântare, sus, jos, predică, zice, ați stat acolo 2 ore, ați stat acolo 3 ore, când în astea 2-3 ore, ăștia 800 de oameni s-ar fi putut duce în lumea aceasta și ar fi putut face lucruri în lumea aceasta și voi stați acolo și vă rugați și cântați. E o risipă de timp. Lumea nu va înțelege închinarea. Dar nu e o problemă. Știți de ce? Că nu e pentru ei. E pentru Dumnezeu. Nu va înțelege ce facem aici, dar nu e nicio problemă.
E despre Dumnezeu, e pentru Dumnezeu. Nu o să le placă închinarea noastră, dar nu e nicio problemă. Trebuie să-i placă lui Dumnezeu. De ce biserica, când se adună, că-s 50 de oameni, că-s 5.000 de oameni, biserica se închină. De ce? E momentul în care biserica îi oferă lui Dumnezeu cântarea, rugăciunea, încrederea, banii, timpul, oboseala, orice ai. Vine înainte de Dumnezeu și spui: Doamne, mă închin. De ce? Că Tu ești vrednic. Și Dumnezeu o primește cu o singură condiție: să fie din dragoste. Ca în spatele muzicii, în spatele banilor, în spatele rugăciunilor, în spatele efortului să fie dragoste. Dacă vede dragoste, el primește. Nu știu dacă copiii dumneavoastră vă mai aduc din când în când câte o felicitare de la grădiniță sau de la școală. Ăștia care aveți copii mici. Lucru manual. Îți aduc câte o felicitare și făcute de ei. Și te uiți la ea și nu-i ce mai artistică. Așa-i? Nu-i colorat bine. Nu-i lipită bine câteodată. Se dezlipește. Dacă ai pune-o la standul nostru, la shop, nimeni n-ar cumpăra-o niciodată. Dar are valoare pentru tine. De ce? Că e din dragoste. Ce-i de valoare? E făcută cu dragoste. E din partea cuiva care te iubește. Și știu, Biserică Lumina, închinarea noastră nu e perfectă. Știu, închinarea noastră ar putea fi îmbunătățită mult. Și nu mă refer acum la un aspect, mă refer la întreaga noastră închinare. Știu, am putea face multe lucruri mult mai bine, dar știți de ce le primește Dumnezeu? Pentru că vede că e din dragoste. E acel moment în care vii și spui: Doamne, sunt aici cu tot ce am și cu tot ce sunt, și dacă aș avea mai mult și dacă aș fi mai mult, ți-aș da și ce am, dar vin în fața Ta pentru că Te iubesc și Dumnezeu primește. Asta este închinare. Și această atitudine de închinare, Biserică, trebuie să fie continuă. Ea nu trebuie să fie limitată la locul acesta, la programul acesta, la ziua aceasta. Nu, închinarea trebuie să fie continuă. De fapt, vreau să spun ceva: închinarea n-ar trebui să pornească odată cu programul bisericii și n-ar trebui să se oprească odată cu programul bisericii, și ar trebui să vin în acest loc deja într-o atitudine de închinare, și când plec din acest loc să-mi păstrez atitudinea de închinare, pentru că închinarea este o atitudine continuă a inimii mele și a minții mele. Nu de aceea zice Biblia: rugați-vă neîncetat, nu de aceea zice Biblia: bucurați-vă întotdeauna, nu de aceea spune Biblia: mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate. Adică închinarea nu este doar într-o zi anume, într-un loc anume, între 10 și 12. Ea este atitudinea care caracterizează viața bisericii. Nu e un moment din viața bisericii, e modul de viață al bisericii. Așa trăiește biserica, în închinare. De ce? Pentru că Dumnezeu e prezent peste tot. Și dacă e prezent peste tot, ne putem închina oriunde. Ce mi-a plăcut când am cântat în centru. Vă amintiți? Când acolo, în centru orașului Oradea, în fața teatrului, ne-am dus instrumentele acolo și am cântat și am ridicat mâinile și ne-am rugat. Ce mi-a plăcut? A fost Dumnezeu acolo, a fost Dumnezeu prezent. Am cântat la Casa de Cultură. Ce mi-a plăcut când am mers acolo și n-am fost legați de locul acesta și de ziua aceasta și de orele acestea. Ce mi-a plăcut când am cântat la strângerea bisericii, la Iarbă Verde, acolo, vă amintiți voi, prima noastră ieșire la Iarbă Verde, sute de oameni acolo am cântat. Dumnezeu e prezent peste tot, El nu e limitat la locul acesta. O n-aștepta să vină duminica, să vii pe calea Clujului ca să te închini lui Dumnezeu. Nu, tu te poți închina în casa ta, în biroul tău, în familia ta, te poți închina la job, te poți închina oriunde, El este prezent peste tot. Biserica se închină întotdeauna, asta e starea inimii noastre întotdeauna. Dar să-mi spun ceva, dacă aștepți doar duminica ca să vii să te închini proporțional, e puțin. Cât vii la biserică? O zi din 7? Câteva ore din câte ore există într-o săptămână? Ce proporție asta? E puțin. Cât stai acasă? Acasă ești în fiecare zi, la biserică ești o dată pe săptămână, să zic de două ori pe săptămână, dar acasă cât ești? Ești în fiecare zi, închină-te lui Dumnezeu, dacă ești parte din biserică, în fiecare zi, să te vadă copiii tăi în închinare, în rugăciune, să te vadă copiii tăi în mulțumire, în bucurie, așa transmis mai departe această atitudine corectă, când te închini mereu, când te închini în continuare.
Rămâi mereu conectat de Dumnezeu. Știți de ce? Știți de ce? Știți care e frica mea? Dacă ne închinăm doar aici, două ore, e teatru. Și lui Dumnezeu nu-i place teatrul ăsta. Tu vino într-o atitudine de închinare și rămâi cu atitudinea de închinare. Știu că nu e ușor, știu că ești aglomerat, știu că ai multe de făcut, dar de aceea închinarea este continuă. Dar vreau să-ți mai spun ceva. Închinarea este și modalitatea prin care primim de la Dumnezeu. Da, noi ne concentrăm pe Dumnezeu, dar este un drum cu sens dublu. Când noi oferim lui Dumnezeu și Dumnezeu ne oferă nouă ceva în timpul închinării. Ce ne oferă Dumnezeu nouă? Iertare. Când te închini, când te rogi, când te bucuri, când dăruiești, când ești aici și spui, Doamne, sunt aici pentru că ești vrednic, Dumnezeu îți oferă iertare și câte nevoie avem de iertare. Câte nevoie avem să ne amintim că am fost iertați prin milă și prin meritele lui Iisus și nu prin meritele noastre, de aceea ne închinăm, că e vrednic de închinarea noastră. Ce primim? Primim pace. Venim înaintea lui Dumnezeu uneori, deși avem probleme, deși trecem prin încercări, dar Dumnezeu ne dă pace și nu știu de câte ori au fost momente în care am venit cu probleme, dar am plecat mai plin de pace. De ce? Că asta se întâmplă în timpul închinării. Îți dă Dumnezeu pacea lui. Ce ne dă Dumnezeu? Ne dă un scop. Ne reamintim unde mergem, ne amintim cine merge împreună cu noi. Știți cum e biserica în lumea aceasta? Știți cum e ca și un om pierdut în junglă. Un om care se pierde în junglă trebuie din când în când, știi ce să facă? Să se urce pe cel mai înalt punct și să vadă unde este și unde trebuie să ajungă. Că nu vede. Așa suntem noi, biserica. Când venim înainte lui Dumnezeu în închinare, ne suim pe înălțim spirituale, stăm conectați cu Dumnezeu, spunem, Doamne, dă-ne perspectiva Ta să știm unde mergem și cum trebuie să ajungem acolo. În fiecare zi, de fiecare dată când ne închinăm, asta facem, ne reamintim cine suntem, unde trebuie să ajungem și cine merge împreună cu noi, ce primim la închinare, primim putere. Ne reîncărcăm bateria spirituală, dacă vreți. Nu, închinare nu are legătură, în primul rând, cu muzica. N-are legătură cu orice altceva, ci are legătură cu atitudinea inimii tale în fața lui Dumnezeu când faci aceste lucruri. Ce face biserica? Se închină. Ce face biserica? Biserica învață. Biserica învață. Învață despre Dumnezeu. Și vedem asta chiar de la început. Vedem în viața bisericii primare că biserica primară a fost o biserică care învăța. Fapte 2 cu 41-42 spune așa: cei ce au primit propovăduirea lui, adică lui Petru, au fost botezați. În ziua aceea, la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape 3.000 de suflete. Și îi spune, ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Ce făceau apostolii? Ce făcea biserica primară? Biserica primară învăța. Ea nu doar îi boteza pe oameni, ea nu doar îi punea pe oameni în registru membral, biserica primară îi învăța. Cuvântul ăsta îi învăța. Știți cum sună în greacă? Didache. Știți de unde avem noi, ce cuvânt avem noi de aici? Doctrină. Știți ce înseamnă asta? Înseamnă că biserica primară îi învăța pe oamenii aceștia, organizat și clar, care era voia lui Dumnezeu pentru ei. Și nu era ușor. De ce? Pentru că erau mulți. 3.000. Erau mulți din multe locuri. Vă știți fapte 2, din câte direcții au fost acolo. Mulți și din multe locuri, dar biserica primară i-a învățat. De ce? Învățătura este importantă. De ce făceau? Iisus le-a zis asta. Mergeți, a zis Iisus, faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Cine a zis? Iisus a zis. Dacă Iisus a zis, este important. Dacă Iisus a zis, nu se negociază. Și ce suntem noi? Suntem învățăcei. Asta înseamnă ucenic. Unul care învață, o meserie, care învață mersul lucrurilor. Când te-ai pocăit, ai intrat în școala lui Dumnezeu și trebuie ca să înveți. Trebuie ca să înveți. Știu, cere efort, cere disponibilitate să înveți, cere timp să înveți. Știți cât i-a luat lui Iisus să-și învețe ucenicii? 3 ani. Dar trebuie să înveți. Dacă Iisus a învățat, și noi trebuie să învățăm. Știți care a fost cea mai frecventă denumire a lui Iisus, cum îl strigau oamenii? Învățătorule. El era toate. Dar cel mai des oamenii ziceau rabuni.
învățătorule, când Hristos a pornit, El n-a pornit prin minuni, verificați-mă, a pornit prin predică, prin mesaje, predicând în sinagogi, predicând pe străzi, El a fost un învățător, dacă Hristos a fost un învățător, biserica lui Hristos trebuie să învețe. De ce? Pavel spune foarte clar un principiu aici, Coloseni 3:16. Cuvântul lui Dumnezeu să locuiască din belșug în voi, în toată înțelepciunea. Învățați-vă, sfătuiți-vă unii pe alții cu psalmi, cântări de laudă, cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră. Unde trebuie să fie învățătură? Peste tot. Unde să fie învățătură? În inima noastră, în discuțiile noastre, în mesajele noastre, în cântările noastre. Când vii în biserică, când stai lângă cineva care face parte din biserică, învățătura trebuie să fie peste tot. Și totuși învățătura este deseori neglijată. Nu mă credeți pe mine? Verificați-mă. Deseori în biserici învățătura este minimalizată, este neglijată. Știți ce mi se pare? Că de la Revoluție încoace, asta e o părere mea personală, am investit atât de mult în evangelizare, să aducem pe oamenii înăuntru, și prea puțin în ce facem cu ei după ce au venit înăuntru. Auzi mereu despre mari evenimente evanghelistice, cu mii de oameni, cu sute de oameni, cu oamenii lui Dumnezeu care predică, care slujesc. Bun, asta facem pentru evanghelizare. Dar ce facem ca să-i învățăm odată ce am adus aici? Uitați-vă la proporția de timp din biserici. Cât timp alocăm muzicii, cât timp alocăm mesajelor, cât timp alocăm învățăturii, cât timp alocăm acestui moment în care biserica învață despre Dumnezeu. Biserica învață. De ce este neglijată învățătura? Există mai multe motive. Ea e împărțită între vina, împărțită între lideri și oameni. Odată, învățătura este neglijată deoarece uneori presupune un efort intelectual. Asta e vina oamenilor, e vina maselor, e vina poporului, dacă vreți, uneori. Știți ce face învățătura? Învățătura ne mișcă rotițele gândirii și oamenii nu doresc neapărat asta ca să se întâmple. Mai vine câte unul și sunt așa simpatici oamenii, că vine câte unul și zice, nu, frate, zice, nu ne-ai dat de gândit. Și dă și așa din cap. Ne-ai dat de gândit. Și vă mărturisesc că eu nu știu cum să o iau ca un compliment. Și întreb câteodată, e bine? Sau e de rău? E bine că gândim? E bine că v-am dat de gândit? Normal că e bine. Ca asta trebuie să se întâmple când venim la biserică, să gândim. Să gândim, să învățăm și să gândim, și când începem să gândim, începem să regândim unele dintre ideile vechi cu care am venit aici. Că nu e ușor să înveți 30 de ani ceva și când vii aici să ți se zică, ei, nu e așa. Când gândim, începem să regândim unele din ideile vechi, din tradițiile, din obiceiurile lui mama și a lui tata și a lui bunica și a lui bunicul și a celor din satul meu și cei din țara mea și cei din cultura mea. Când venim aici, e bine că gândim, că regândim unele dintre ideile noastre vechi și începem să luăm idei noi care până atunci nu le-am știut, dar le punem și pe ele. E bine că gândim. E bine că există învățătură. E bine că, știu, nu-i ușor, nu-i plăcut, dar e necesar. Mai există un alt motiv, o altă cauză. E această idee, și asta e vina liderilor câteodată, e frica aceasta că învățătura va aduce dezbinare. Ați auzit oameni zicând asta? Eu am auzit desuri. Frate, zice, doctrina dezbină. Frate, dacă vom începe să învățăm, nu toți oamenii vor crede la fel și o să ne împărțim. Noi învățăm mai bine pentru că dacă începem să învățăm, doctrina dezbine, nu o să creadă toți la fel. Știți care e răspunsul meu? Asta e răspunsul meu. Frate, citește Evangheliile. De ce? Mă întrebi? Să vezi că jumătate dintre ele sunt despre dezbaterile lui Iisus cu liderii religioși. E o problemă că discutăm între noi, e o problemă că dezbatem între noi, e o problemă că uneori vorbim între noi despre cum stau lucrurile, că sunt într-o fel sau altul. Normal că nu este o problemă. Va fi dezbinare uneori? Da. Dar va fi și unitate. Unitate între cei care cred la fel. Normal că unii nu vor crede la fel. Normal că alții vor crede la fel. Și vreau să-ți mai spun ceva. Tot mai mult realizez că oamenii vin la biserică pentru o experiență religioasă.
Și vreau să spun ceva în dimineața asta. Nu veni la biserică pentru o experiență religioasă. Vino pentru adevăr. Nu veni ca să simți ceva. Vino pentru adevăr. Nu-i greșit a simți ceva, nu-i greșit a plânge, nu-i greșit a te ruga, nu-i greșit experiența religioasă în sine, dar vino la biserică ca să auzi adevărul. Te interesează adevărul? Te interesează ce crezi? Te interesează ce crede cel de lângă tine? Vrei să știi dacă el crede bine, dacă el crede biblic, dacă tu crezi bine, dacă tu crezi biblic? Pe mine mă interesează. Eu vin pentru adevăr. Deci îți mai spun ceva. Dacă Dumnezeu nu vrea să învățăm, de ce a dat pe unii învățători? De ce nu ne-a dat numai apostoli? De ce nu ne-a dat numai evangheliști? Cum putem păstori o biserică dacă nu o să o învățăm? Vă spun eu, nici cum. Nu poți păstori fără a învăța. Nu există pastorație fără învățătură. Și am să spun ceva ce mă liniștește întotdeauna în privința învățăturii, ce alungă această frică de împărțire sau de dezbinare. Știți ce? Că nu-i nevoie să credem toți la fel în legătură cu toate lucrurile. Trebuie să credem la fel în cele esențiale. Ei, în cele secundare, avem dreptul să avem păreri diferite. În cele secundare, avem dreptul să avem încredințări diferite. Și avem datoria ca să am îngăduință față de cel care crede diferit ca mine. Nu e nicio problemă că tu nu crezi ca și mine. Problema e când eu n-am îngăduință și eu cred că doar cum cred eu e bine. Dar în cele principale, toți trebuie să credem la fel. Hai să spun altfel. Nu-i neapărat să credem toți sau să fim de acord toți în privința momentului când vine Domnul. Dar toți trebuie să credem că vine Domnul. Înțelegeți? Poate eu cred diferit ca și tine, dar dacă tu crezi din toată inima ta că vine Domnul, pentru mine e suficient. Dacă crezi din inima ta că va veni Hristos, poate nu ne punem de acord când va veni, dar dacă tu crezi că va veni, ești fratele meu. Și vezi dezbinările și problemele și lucrurile care uneori sunt exagerate și merg mai departe au legătură cu aceste probleme secundare. De ce nu există învățătură? Nu credem în cuvânt, în puterea cuvântului. Nu mai credem. Și nu mă refer la noi aici. Ca idee, în lumea evanghelică, tot mai puțin oameni cred că există putere în cuvânt. În schimb, pot să vă spun ceva, credem că există putere în orice altceva. O să vă citez aici pe R.C. Sproul, care spune așa: cea mai mare slăbiciune a bisericii de azi este aceea că aproape nimeni nu mai crede că Dumnezeu a pus putere în Biblie. Toți caută putere într-un program, într-o metodă, într-o tehnică, în orice altceva de unde a pus Dumnezeu puterea, în cuvântul Lui. În cuvântul Lui descoperit în Biblie, care are puterea de a ne schimba viața și veșnicia. Unde a pus Dumnezeu puterea? În cuvântul Lui. Nu-s bune celelalte, ba da-s foarte bune. Dar unde a pus Dumnezeu puterea? În cuvântul Lui. Nu. Există o tendință la ora actuală care vine dinspre Occident și nu numai, care spune că mai trebuie să facem tot felul de alte lucruri și asta ajunge să fie neglijată. Unde a pus Dumnezeu puterea? În cuvântul Lui. Mie nu mi-este rușine de Evanghelia Lui Hristos, fiindcă ea este, continuați dumneavoastră, ea este ce? Puterea Lui Dumnezeu. Unde a pus Dumnezeu putere? În cuvântul Lui. Ce schimbă viața? Cuvântul Lui Dumnezeu. De aceea învățătura este neglijată. Și noi credem în puterea cuvântului. Cuvântul trebuie predicat, învățat, el trebuie proclamat, vestit, în orice formă a lui, pentru orice categorie de vârstă, cuvântul. De ce este învățătura importantă? Haideți să vedem trei motive. E hrana noastră. Cu asta ne hrănim, e mâncarea celor mântuiți. Pavel îi spune lui Timotei așa: Timotei, tu te hrănești cu cuvintele credinței și ale bunei învățături pe care ai urmat-o până atunci. Cu ce ne hrănim? Cu învățătura, cu ce? Cu aceste cuvinte ale credinței. Vreau să te întreb ceva. Cât crezi că poți să rămâi în viață din punct de vedere spiritual dacă nu te hrănești? Cât? Și cât o să fie? Nu o să fie viață. O să fie supraviețuire. Hrana ta, dacă ești creștin, este învățătura. Învățătura aduce maturitate spirituală. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu de folos să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit, adică perfect, și să fie cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Vezi, Dumnezeu să mă ducă la perfecțiune, adică la această stare fără greșeală,
mi-a dat această carte care n-are greșeală, că atunci când eu greșesc, cartea aceasta să mă învețe, să mă mustre, să mă îndrepte, să-mi dea înțelepciune. Cum mă maturizez? Mă maturizez prin învățătură. Crezi că poți înainta fără învățătură? Nu se poate. Învățătura este sau ne dă stabilitate spirituală și când spun asta mă refer la stabilitate doctrinară. Știm ce credem. De ce este important să știm ce credem? Pentru că sunt alții care vor profita de naivitatea noastră ca să ne învețe alte lucruri, să ne abată de la Dumnezeu. Uite ce spune Apostolul Pavel la Efeseni. El a dat, zice, pe alții păstori și învățători pentru desăvârșirea sfinților ca să nu mai fim copii. Ca să nu mai plutim încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură, prin viclănia oamenilor, prin șiretenia lor, în mijloacele de amăgire. Nu trebuie să fii credul, nu trebuie să fii naiv, trebuie să știi ce crezi. Că știi ce crezi. E greu să te prostească cineva. Dar îți mai spun ceva, când știi ce crezi, poți învăța pe cineva. Știți unde am vrea noi să ajungem în Biserica Lumină? Știți care este dorința noastră, care este scopul nostru? Ca fiecare dintre dumneavoastră care veniți aici să puteți învăța pe cineva principiile de bază ale credinței creștine. Nu se ar duce aici în față să spună, zi tu frate păstor, începe predica numărul 2. Ci tu ar trebui să știi în familia ta, în casa ta, cu vecinii tăi, cu prietenii tăi, să-i înveți principiile de bază ale credinței creștine. Să iei ca și Acuila și Priscila, cum l-au luat pe Apollo și zice că i-au arătat ceva ce el nu știa, niște creștini simpli. Asta vrea Dumnezeu. Știți de ce nu facem noi câteodată? Că aruncăm responsabilitatea pe școala duminicală, pe lucrarea cu tineri, lucrarea cu femeile, lucrarea cu nu știu cine, lucrarea cu nu știu ce. Ei, dacă n-am avea toate acestea, e bine că le avem, dar dacă n-am avea, dacă ce știu copiii tăi ar fi doar ce știu de la tine? Vedeți dumneavoastră, e important ca fiecare dintre noi să putem învăța la rândul nostru pe cineva ce înseamnă a fi creștin și cum poate umbla cu Dumnezeu. Biserica învață. Trei, biserica are părtășie. Cuvântul părtășie e greu de definit, dar sentimentul e ușor de recunoscut. E acel moment în care vezi pe cineva pentru prima dată și deși nu-l cunoști, te poți ruga cu el și te poți închina cu el și te poți bucura cu el și poți plânge cu el. E acel moment în care te simți una cu el. Ați avut astfel de experiențe. De-a lungul slujirii mele am avut ocazia și harul să predic în diferite locuri, nu doar la români, au fost momente care am predicat la alte culturi, la alte popoare, tradus, da. Și deși nu știai pe oamenii aceia și erau atâtea diferențe, te simțeai una cu ei, vedeai că plâng cu tine și se bucură cu tine și e ceva acolo în comun. Cu alte cuvinte, părtășia înseamnă a te simți bine cu cineva, dar înseamnă mai mult decât a te simți bine cu cineva. Părtășia înseamnă a te bucura cu cineva împreună, cu cineva de prezența lui Hristos. Asta înseamnă a te bucura împreună cu cineva de prezența lui Hristos. Nu te doar a te simți bine cu el. E o relație specială. În afară de relația soț-soție, părtășia e cea mai specială relație care poate exista între doi oameni. Ce este părtășia? Cum e posibilă părtășia? Cuvântul părtășie înseamnă a avea în comun, a împărți ceva, a fi parteneri în ceva. E o legătură care există între noi. Și atenție aici, părtășia nu-i prietenie. Vedeți, nu trebuie să facem diferența între părtășie și prietenie. Sunt două lucruri diferite. Prietenia e la nivel uman. Prietenie ai cu oamenii cu care ai ceva în comun. Tinerii cu tinerii, oamenii care se interesează de ceva, cu oamenii care se interesează de acel lucru, e un nivel uman. Aia e prietenie. Părtășia e altceva. Părtășia e la un alt nivel. Părtășia nu mai ține cont de vârstă, de gen, de limbă, de rasă, de cultură, de clasă socială. Părtășia e acel moment în care oameni care n-au nimic în comun la nivel uman stau împreună, se roagă împreună, plâng împreună, se bucură împreună. Asta înseamnă părtășie. Avem în comun ceva. De fapt, nu există o limită în privința părtășiei. Știți care e singura limită? Hristos. Nici măcar moartea nu limita părtășia, poate limita părtășia. Cine e în Hristos, este în Hristos pentru totdeauna și am văzut data trecută cei care pleacă dintre noi sunt încă în biserica lui Hristos, ei sunt încă biserică, în biserica universală a lui Dumnezeu. Nu există o limită a părtășiei.
Dar cum e posibilă părtășia? Hai să vedem 5 lucruri. Avem același tată. Nu toți oamenii l-au pe Dumnezeu ca tată, dar noi, în dimineața asta, suntem frați. De ce suntem frați? Dumnezeu ne-a adoptat. Noi suntem, dacă vreți, oameni care ne-am născut de două ori. Prima dată din părinți diferiți, a doua oară din același părinte. Când tu zici tată și eu zic tată, vorbim cu același tată. Avem pe Dumnezeu ca tată. Avem același salvator, pe Iisus. Tu crezi că Iisus a murit în locul tău și eu cred la fel și am înviat împreună cu El, suntem oameni salvați, suntem oameni noi și ce senzație extraordinară am când întâlnesc pe cineva care și el a fost salvat de Iisus. Și tu-L cunoști pe Iisus? Și tu ai fost salvat de Iisus? Suntem frați. Avem același salvator, mai mult avem același Duh în inima noastră, Duhul Sfânt ne locuiește pe amândoi, și pe tine, și pe mine. Nu știu dacă ați avut experiența aceasta când ești undeva în societate și te uiți la cineva și zici, băi, omul ăla-i pocăit. Pentru că îi în tine ceva care îi și în el. Același Duh Sfânt al lui Dumnezeu, dar mai mult avem aceeași carte, Biblia, autoritatea vieții noastre de credință care ne-a format același tipar de gândire și avem același vocabular. Stai de vorbă cu un american, stai de vorbă cu un german, stai de vorbă cu cineva din altă cultură și aveți același tipar de gândire și același limbaj, chiar dacă nu aveți aceeași limbă, pentru că această carte ne-a format pe amândoi. Ce avem în comun? Avem același viitor. Noi suntem oameni care călătorim împreună spre cer. Nu știu dacă vreodată ați avut de făcut o călătorie lungă undeva. Eu mă amintesc că mergeam la București, dura de la Oradea la București 12-13 ore. Era mult. Nu știu dacă vreodată ați avut de mers undeva, poate la spital sau undeva și ți era groază efectiv să mergi. Dar când ai ajuns și erai la începutul călătoriei, ai mai găsit pe unul care mergea în aceeași direcție. Unde mergi? În aceeași direcție. Și cum a fost călătoria? Mult mai bine. Ei, vreau să spun ceva. Noi mergem împreună în același loc. Și dacă mergem împreună, pot să vă rog ceva? Hai să ne ajutăm unii pe alții. Să ajungem toți acolo, cu bine. Ca să avem în comun aceeași destinație. Asta înseamnă părtășia, când ne bucurăm împreună de Hristos, în rugăciune, în cântare, la cina Domnului sau când mâncăm împreună, uneori la bucuriile noastre. Asta înseamnă părtășie. Dar atenție, această părtășie nu poate fi creată. Nu poți crea. Poți crea un club, poți crea prietenie, poți crea o religie, dar nu părtășie. Poți numi ceva părtășie, dar nu va fi părtășie. Va fi ca o plantă artificială, nu va avea viață. Doar ce face Dumnezeu are viață. Doar Dumnezeu creează această părtășie, această unitate a bisericii. Tu nu o poți crea, noi nu putem crea. Nu muzica, nu mesajele, Dumnezeu o face prin ce vi-am spus. Noi doar o descoperim. Cum o descoperim? Discutând unii cu alții, vorbind unii cu alții, interacționând unii cu alții. Descoperim ce avem în comun. De aceea, frații mei, este foarte important să discutăm unii cu alții. Vreau să spun, poți veni la biserică să nu te bucuri de părtășie. Știi cum? Izolându-te. În mijlocul oamenilor, singur. Vom avea ceai. Anunț de pe acum. Diseară, cred că. Nu pleca, nu fugi. Stai în hol, dă mâna cu cel lângă tine. Întreabă ce faci, cum ești. Descoperă oamenii de lângă tine. Bucură-te de părtășie. Dar să mai spun ceva. Această părtășie nu poate fi distrusă, dar poate fi stricată. Cum? Cu ajutorul nostru. Eu, tu și în asta e diavolul specialist. Știi ce face diavolul? Vede că nu te poate ține departe de părtășie, te lasă acolo, dar va căuta ori prin tine, ori prin mine să distrugă părtășie. Eu nu pot distruge că cineva are în el Duhul lui Dumnezeu. Nu pot distruge faptul că cineva merge spre cer, asta nu le pot distruge, dar pot distruge părtășia, o pot strica în sensul ăsta, o pot strica. Cum? Comportament nepotrivit, bârfă, ceartă, ne certăm pe lucruri secundare, atitudini copilărești. Știți, oameni care sunt ușor de jignit, se supără ușor. Mă gândeam că la unii le-aș recomanda în fiecare zi să citească 1 Corinteni 13. Știți ce zice acolo, așa-i? Cum e dragostea?
Că nu se mânie, nu se supără? Iartă totul, suferă totul, acoperă totul? Am lăsat la anunț pasajul. Nu, e pentru noi, pentru părtășia bisericii. Știți cum stricăm părtășia bisericii? Atunci când facem din biserică grupulețe, 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 până când părtășia este înlocuită cu prietenie. Și să nu mă înțelegeți greșit, nu e o problemă prietenie. Problema e când părtășia e înlocuită de prietenie. E toată biserica. Și tinerii cu tinerii, oamenii în vârstă cu oamenii în vârstă, ăștia cu interes aici, ăia dincolo, nu mai e părtășie, e numai prietenie. Și vreau să spun ceva, cea mai puternică dovadă a existenței lui Dumnezeu și a existenței bisericii este această părtășie. Când doi oameni care n-au nimic în comun la nivel uman sunt împreună, când tineri cu vârstă, când școliți, cu neșcoliți, când oameni care sunt aici pe scara socială, stă de vorbă cu ăla care e aici pe scara socială, când ăștia plâng împreună, când se roagă împreună, când se roagă unul pentru celălalt, când unul se slujește pe celălalt, în societate, în mod normal, n-ar discuta unul cu altul, dar aici sunt frați. Și-s frați și afară, și-s frați și aici, și lumea vede și zice, nu înțeleg ce e aici, îți spun eu ce e aici, nu-i prietenie, e părtășie. Asta e dovadă că există Dumnezeu și biserica, e biserica lui Dumnezeu. Poți să ai prieten în biserică, dar ai grijă, biserică, nu înlocuim prietenia cu părtășie, până acolo că nu mai este părtășie. Și n-aș putea încheia aici fără disciplină. Nu putem avea părtășie dacă nu există uneori disciplină. Când unii oameni se descalifică de la părtășie, e momentul acela în care trebuie să iei atitudine, să mustri, să disciplinezi, uneori să ajunge la excludere. Dar de ce excludere? Ca omul pocăindu-se, îndreptându-se, rușinându-se, să zică vreau înapoi în părtășie. Vreau să fiu cu voi. Și există unii oameni care ajung în asemenea momente. Nu e o greșeală. Dacă a greșit, omul îl ridici. Dar există momente în care trebuie luat atitudine. Biserica e o familie și în familie există disciplină. Ce face biserica? Biserica slujește. Ea slujește bisericii și ea slujește lumii. Ea, în primul rând, slujește bisericii. Cum slujește bisericii? Prin darurile pe care le are. Biserica slujește prin dărnicie, prin ajutorare, prin milostenie. Biserica slujește prin tot ce a pus Dumnezeu la dispoziție ei. Biserica slujește prin grija față de cei nevoiași, văduve, orfani. Biserica slujește comunității, celor credincioși. Biserica slujește. Asta e prima direcție a slujirii biserici. Dar biserica slujește nu doar celorlalți credincioși. Biserica slujește și lumii. Noi trebuie să slujim lumii. Lumii. Acestei lumi care ne disprețuiește, care nu ne înțelege. Da. De ce? Dumnezeu a zis. Pe Dumnezeu l-ai putea iubi și dintr-o mănăstire. Dar porunca a doua care zice iubește-L pe aproapele tău ca pe tine însuți, niciodată n-ai putea pune în practică. Îl iubim pe Dumnezeu cu tot ce suntem, dar același Hristos a zis iubește-L pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și asta cere Dumnezeu bisericii. Ca biserica să slujească. Așa a slujit Iisus. Știți cum a slujit Iisus? El a slujit practic, nevoile imediate, urgente, a slujit și nevoilor profunde. Mâinile lui Hristos au spălat picioarele ucenicilor și aceleași mâini apoi s-au pus pe cruce ca să moară pentru lume. Cum slujește biserica? Îi slujește pe cei dinăuntru, îi slujește pe cei de afară. Slujește nevoile imediate, slujește nevoile profunde, dar biserica slujește. Și uităm în lumea aceasta, asta e pericolul, că dincolo de toate lucrurile bune pe care le putem face în lumea aceasta, biserica are un scop principal, salvarea oamenilor. E bine că construim orfelinate și biserica a construit, e bine că am început școli, universități, e bine că facem toate aceste lucruri, dar cel mai important lucru care este? Salvarea și mântuirea oamenilor. Și Biserica Lumina niciodată nu trebuie să uite asta. Nu ne risipim, nu ne epuizăm cu atâtea lucruri bune făcute în lumea aceasta, dacă uităm scopul principal, salvarea și mântuirea. Aș vrea să închei în dimineața asta cu o întrebare.
apoi vom cânta. Întrebarea este, tu ce faci atunci când? Tu ce faci atunci când biserica se închină? Te închini cu noi? Da, tu! Îți pleci inima ta împreună cu noi în fața lui Dumnezeu? Cânți cu noi? Te rogi împreună cu noi? Dăruiești împreună cu noi? Pentru că tot ce faci aici contează să... Ascultă-mă bine, dacă eu te văd de aici, tu care stai în spate, cu atât mai mult te vede Dumnezeu. Ce faci când biserica se închină? Biserica Lumina de asta există. Ca să se închine. Când biserica se închină, tu ce faci? Dacă da, ne bucurăm de tine. Dumnezeu se bucură de tine. Dumnezeu se bucură că îl găsești vrednic de închinarea ta și de rugăciunea ta și de timpul tău și de banii tăi și de oboseala ta. O, Dumnezeu se bucură când la închinare cu biserica și tu te închini. Dar dacă nu, dacă nu te închini, de ce nu te închini? De ce nu te întâlnești cu Dumnezeu? Cercetează-te singur și află cauza și vreau să spun, nu rata niciun moment de închinare. De ce? Pentru că atunci când îi oferi ceva lui Dumnezeu, primești ceva în schimb, n-ai nevoie de putere, eu am nevoie disperată. Tu ce faci atunci când biserica învață? Înveți și tu? Ești flămând după a cunoaște pe Dumnezeu mai mult? Crești și tu împreună cu noi? Dacă da, fericit de tine, ne bucurăm de tine când înveți. Și vreau să spun ceva, cu cât vei învăța mai mult, cu atât vei dori să afli mai mult și îți promit ceva, nu te vei plictisi de Dumnezeu niciodată. Dar dacă nu înveți, de ce nu înveți? De ce nu crești? Oare nu cumva neglijezi Biblia acasă, ai pus-o pe raft, n-am timp, pe drumuri, am atâtea de făcut? Oare nu cumva e un păcat în viața ta pe care îl tolerezi? Normal că nu mai iubești Biblia, pentru că e ceva acolo ce iubești mai mult. De ce nu înveți și tu? De ce nu dorești? De ce nu ești însetat? Și vreau să spun dimineața asta, dacă ai nevoie de ajutor, dacă ai întrebări, suntem aici, hai spre noi. Tu ce faci atunci când biserica are părtășie, te bucuri împreună cu noi de Hristos? Simți această legătură specială care nu poate fi nimicită nici măcar de moarte? Da, ne bucurăm mult de tine, ești de al nostru, ești din familia noastră, dar dacă nu, de ce nu? Nu-i Dumnezeu Tatăl tău? Nu este Hristos Salvatorul tău? Nu locuiește Duhul Sfânt în tine? Nu este Biblia autoritatea vieții tale? Nu este cerul destinația ta? Dacă nu, împacă-te cu Hristos astăzi. Da, tu, împacă-te cu Hristos astăzi. Vreau să spun ceva, la masa Tatălui mai este loc și de tine. A fost loc de uite de câți. Ce faci când biserica slujește? Slujești și tu? Și voi știți, slujirea nu înseamnă doar ce se întâmplă aici, slujirea este orice faci pentru Hristos. Slujești și tu, te cheltui și tu, muncești și tu pentru împărăție. Știi care e darul tău? Dacă nu spune, Doamne, arată-mi care e darul meu, care e locul meu, unde pot fi folositor când biserica slujește. Și eu vreau să slujesc. Și vreau că în această dimineață să ne închinăm biserică. Haideți trupa sus, haideți biserica sus. Vreau să vă propun ceva. Poate până acum nu te-ai închinat. Poate până acum nu ai învățat. Poate până acum n-ai avut părtășie. Poate până acum n-ai slujit. Dar haide să facem ceva. Hai să o luăm de la capăt. Ia-o de la zero. Și vreau să cântăm o cântare care spune: nu vă mai gândiți la ce a fost înainte. Nu vă mai gândiți la lucrurile pierdute, nu te mai gândi la ce-o fost, cum ar fi putut să fie, ci spune: Doamne, de azi încolo vreau ca să mă închin mai mult, vreau ca să slujesc mai mult, vreau ca să învăț mai mult, vreau ca să împărtășie mai mult. Doamne, vreau ca Tu să faci în viața mea lucruri. Nu, hai să ne închinăm, hai să începem să ne închinăm și vreau să vezi libertatea biserică, așa cum ne place nouă aici la Biserica Lumina, nu doar să cântăm, ci să ne închinăm lui Dumnezeu. Dumnezeu este aici, în aceste momente.